Din 4 în 4 ani, în Biserica Ortodoxă Română are loc un proces electoral prin care sunt aleși noi membri ai adunărilor eparhiale. Acest demers administrativ s-a desfășurat astăzi în Arhiepiscopia Bucureștilor. Toți clericii în funcție din eparhie, împreună cu câte un reprezentant miran din fiecare parohie, au fost împărțiți în 10 circumscripții electorale. În cadrul acestora au fost aleși câte un preot și câte 2 mireni, în total 30 de persoane, pentru adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Circumscripția 1 electorală a cuprins clericii și mirenii din sectoarele 1 și 6 ale capitalei. Aceștia s-au întâlnit astăzi la Biserica Sfânta Vineri, drumul Taberei din București. Președintele circumscripției a fost părintele profesor Ștefan Buchiu, vicar eparhial onorific. În prima parte a întâlnirii a fost constituit Colegiul Electoral Preoțesc, care a ales un cleric pentru adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor, în persoana părintelui conferențiar Gheorghe Holbea. Semnificația acestui moment este deosebită pentru că chiriarhul unei eparhii, în cazul nostru prea fericitul Părinte Patriarh Daniel, are alături un organism deliberativ, care este adunarea eparhială, așa cum și un organism executiv, Consiliul Eparhial, și toate lucrările de natură gospodărească, economică, culturală, administrativă, fac obiectul acestor organisme. Pe de altă parte, observăm că în acest moment ne manifestăm și noi responsabilitatea, fiecare preot, din cele două protoierii, deci din București, pentru alegerea unor candidați care să ne reprezinte și care în același timp să-și facă datoria și avem conștiința că cei care și-au depus cererile și-au obținut binecuvântarea de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sunt în măsură, deci vorbim de responsabilitatea candidaților noștri viitori membri ai adunării eparhiale. În continuare a venit rândul mirenilor care au constituit Colegiul Electoral Mirenesc. Aceștia au ales două persoane, pe Dumitru Viorel Mănescu, președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, și pe profesorul Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București. Semnificația este profundă pentru că, pe de o parte, dumneavoastră, în calitate de credincioși, miren sau laici, cum sunteți numiți, care faceți parte din Biserica Ortodoxă Română, vă alegeți doi reprezentanți care vor fi alături de ceilalți reprezentanți în adunarea eparhială Arhiepiscopiei Bucureștilor, formată, după cum știți, din mireni și clerici. De la Sfântul Andrei Șaguna este această împărțire, această componență pentru a arăta că Biserica Ortodoxă Română nu este o biserică clericală, ci este o biserică a poporului, din care fac parte alături de clerici și mireni. Și mirenii sunt extrem de activi, dumneavoastră ca epitrop știți lucrul acesta, apoi membrii din consiliile parohiale cunosc lucrul acesta și cunosc îndatoririle responsabilităților. Pe de altă parte, în același timp dumneavoastră dați acum dovadă de responsabilitate pentru că faceți aceste alegeri în deplină cunoștință de cauză și în același timp și dumneavoastră, sigur și eu ca președinte și biroul, așteptăm la acești candidați în acest moment și după aceea care sperăm să devină membrii adunării eparhiale, să-și îndeplinească responsabilitatea lor în organismul acesta deliberativ al eparhiei noastre, adunare eparhială, care împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh în calitate de chiriarh gestionează toate treburile de natură economică, gospodărească, culturală, bisericească, administrativă. Pentru mine înseamnă o onoare deosebită și bineînțeles că și o responsabilitate și așa cum sunt eu obișnuit, vă pot spune că îmi voi pune în slujba bisericii întreaga expertiză economică, pentru că pe această zonă am eu pregătirea profesională și vom încerca împreună cu întreaga adunare bisericească să aducem cele mai bune soluții pentru bunul mers al activităților administrative, economice, dar voi participa fără doar și poate la îmbunătățirea documentelor, cel puțin pe componenta economică și sigur și pe celelalte din punct de vedere managerial. Aici în biserică trebuie să fie o comuniune între mireni și laici, fără doar și poate, trebuie să găsim înțelegere și unitate pentru a rezolva problemele nu numai bisericești, ci pur și simplu problemele cu care ne confruntăm, inclusiv în zona economică. De ce nu?
Clericii și mirenii din sectorul 3 Capitală au făcut parte din circumscripția 3 electorală. Aceștia s-au întâlnit la Biserica Acoperământul Maicii Domnului Titan, președinte fiind părintele profesor Constantin Preda. Este un moment de bucurie astăzi pentru că persoanele reprezentative atât din rândul clericilor cât și din rândul mirenilor au fost evidențiate prin unanimitate în alegerea lor astăzi ca membri în adunarea eparhială. E un moment de bucurie, spuneam, pentru că avem atât în rândul clericilor cât și în rândul mirenilor persoane reprezentative. Este vorba de oameni care s-au distins prin activitatea lor. Este un moment de comuniune, ne-am rugat împreună, am gândit proiectele pentru următorii 4 ani împreună, pentru ca delegații noștri, atât mireni cât și clerici, să ne reprezinte în cadrul adunării eparhiale cu cinste, dar și practic cu proiecte pe care să le propună, pentru ca biserica să meargă mai departe cu același avânt și bucurie și cu o diversitate de proiecte, toate aduse în slujba enuriașilor noștri și nu numai, mai ales în contextul acesta al nefastului conflict militar, când Biserica Ortodoxă Română s-a implicat atât de mult, cu atâta dragoste și a primit cu atâta ospitalitate refugiații din Ucraina. Acest nou moment care survine la sfârșitul vieții și carierei mele reprezintă o modalitate de a mă apropia și mai mult de cele sfinte, de Dumnezeu. Vreau să imprimăm, să insuflăm românilor noștri mult curaj. Curajul ți-l dă încrederea în Dumnezeu, pentru că fără curaj și fără solidaritate nu putem să facem nimic pentru acest popor, pentru această națiune, pentru Dumnezeu și pentru credință. Este un moment emoționant în viața mea, în primul rând pentru această cinste care mi s-a făcut și care mă obligă, în al doilea rând pentru faptul că mă aflu în această biserică pe care o cunosc de la începuturile ei, de când pe acest loc era un cort militar și apoi am pus cărămidă, așa cu cărămidă și a ieșit această sfântă biserică. Suntem într-un moment cu toții special, am putea spune, pentru că trăim vremuri tulburi și în aceste vremuri tulburi credința și limba, pentru că sigur eu sunt apărător al limbii române prin profesia pe care am ales-o, trebuie apărate. Trebuie să întărim și să întărim pe cei care din diferite pricini sunt poate mai neliniștiți în aceste momente. Clericii și mirenii din celelalte 8 circumscripții electorale ale Arhiepiscopiei s-au întrunit tot astăzi. În capitală au mai fost organizate 2 circumscripții care au cuprins sectorul 2 pe de-o parte și sectoarele 4 și 5 pe de altă parte. De asemenea, clericii și mirenii s-au întrunit și în 2 biserici din județul Ilfov, precum și în câte o biserică din Ploiești, Câmpina, Urlați și Vălenii de Munte.